Lecția 10, partea 1. Pentru început, iată câteva cuvinte noi. Fiți atenți la înțelesul și la pronunția cuvintelor. Nurse. Infirmieră, soră. Football. Fotbal. Match. Match. Very. Foarte. Magazine. Revistă, magazin. Spring. Primăvară, primăvaratic. Autumn. Toamnă. Typist. Dactilografă. Newspaper. Ziar, gazetă. Tool. Unealtă, sculă. Baker. Rutar. Iar acum ascultați cum folosim cuvintele în propoziții. Repetați. She is reading a newspaper now. Ea citește acum un ziar. Is it still spring? Este încă primăvară. My father keeps his tools in the shed. Tatăl meu își ține uneltele în magazie. Do they like magazines for women? Lor le plac revistele pentru femei. My sister is a nurse. Sora mea este infirmieră. Must we have a typist in the office? Trebuie să avem o dactilografă în birou. There is a football match tonight. Este un meci de fotbal diseară. Autumn comes after summer. Toamna vine după vară. This baker makes very good bread. Acest brutar face pâine foarte bună. Folosiți cuvintele noi la completarea următoarelor propoziții. Aceste unelte sunt foarte scumpe. These are expensive. These tools are very expensive. Primăvara, copacii sunt verzi. In the trees are green. In spring the trees are green. Două dactilografe lucrează în biroul nostru. Two work in our office. Two typists work in our office. Mergeți des la meciuri de fotbal? Do you often go to football matches? Magazinul acestui brutar este pe colț. This shop is in the corner. This baker's shop is in the corner. Mama mea este infirmieră. My mother is a nurse. Toamna, frunzele sunt ca fenii. In the leaves are brown. In autumn, the leaves are brown. Citește această revistă. Read this magazine. Adum ziarul. Bring me my newspaper. Iar acum vom învăța alte verbe neregulate. Do,
did, done. Drive, drove, driven. Speak, spoke, spoken. Take, took, taken. Read, read, read. Write, wrote, written. Acum vom auzi exemple pentru folosirea acestor cuvinte în propoziții. Repetați. He did it yesterday. El a făcut asta ieri. A year ago, we drove to England. În urmă cu un an, noi am fost cu mașina în Anglia. The nurse spoke with her friend last week. Infirmiera a vorbit cu prietena sa săptămâna trecută. Yesterday I took the children to school. Ieri am dus eu copiii la școală. I read this book many years ago. Eu am citit această carte cu mulți ani în urmă. My husband wrote a letter to his sister. Soțul meu a scris o scrisoare sorei sale. Iată un exercițiu de control. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Săptămâna trecută, sora lui i-a scris o scrisoare lungă. Last week, his sister wrote a long letter to him. Ei au luat ieri toți banii noștri. They took all our money yesterday. Atunci, el a plecat cu mașina. Then he drove. Ieri am citit o scrisoare frumoasă. Yesterday I read a nice letter. Am vorbit cu ei cu două zile în urmă. We spoke to them 2 days ago. Ei au făcut asta ieri. They did it yesterday. Iată câteva exemple de propoziții interrogative la trecutul simplu. Mary saw John yesterday. Did Mary see John yesterday? L-a văzut Maria pe John ieri. They smoked many cigarettes last year. Did they smoke many cigarettes last year? Au fumat ei multe țigări anul trecut. She drank too much beer last night. Did she drink too much beer last night? A băut ea prea multă bere seara noaptea trecută? Acum formulați întrebări, răspunsuri afirmative și negative la următoarele propoziții. She worried about her son yesterday. Did she worry about her son yesterday? Yes. Yes, she did. No. No, she didn't. You took the money. Did you take the money? Yes. Yes, I did. No. No, I didn't.
My daughter did it 2 days ago. Did my daughter do it 2 days ago? Yes. Yes, she did. No. No, she didn't. They ate too much bread yesterday. Did they eat too much bread yesterday? Yes. Yes, they did. No. No, they didn't. În cazul întrebărilor care cer detalii, completare, pronumele interrogativ se pune înaintea cuvântului did. Ascultați următoarele exemple. John went home yesterday. Where did John go yesterday? Unde s-a dus John ieri? She wanted these books. What did she want? Ce a vrut ea? They listened to music last night. When did they listen to music? Când au ascultat ei muzică? Peter spoke to me last Sunday. Who spoke to me last Sunday? Cine a vorbit cu mine duminica trecută? We opened the shop last week. Who opened the shop last week? Cine a deschis magazinul săptămâna trecută? Folosiți cele învățate la traducerea în limba engleză a următoarelor propoziții interrogative. Unde a lucrat această infirmieră anul trecut? Where did this nurse work last year? Aceste dactilografe își iubeau munca. Did these typists like their work? Cine s-a dus în Anglia primăvara trecută? Who went to England last spring? Aceste ziare și reviste au fost pe masă în bucătărie? Were these newspapers and magazines on the table in the kitchen? Ieri ai dus uneltele în magazie. Did you take the tools to the shed yesterday? Ai văzut sufrageria lor? Did you see their dining room? Unde s-au dus ieri părinții Mariei? Where did Mary's parents go yesterday? Ai luat ieri micul dejun? Did you have breakfast yesterday? Cine a oprit circulația? Who stopped the traffic? Acum vom învăța câteva cuvinte noi. Repetați și pronunțați corect. Again. Din nou, iarăși, încă o dată. Before. Înainte de, mai înainte. Busy. Ocupat. Ready. Gata. Full. Plin, încărcat. Till. Până la, până ce. To. De asemenea, și. To watch. A se uita, a veghea, a pândi. The other. Celălalt, cealaltă. Completați propozițiile cu ajutorul cuvintelor noi. El a fost aici înainte de luni. He was here Monday. He was here before Monday. Ea l-a văzut și pe el.
She saw him. She saw him too. Ești gata? Trebuie să mergem. Are you ready? We must go. Aceste două mașini sunt frumoase, dar cealaltă este mai bună. These two cars are nice, but is better. These two cars are nice, but the other is better. Autobuzul a fost plin cu oameni. The bus was of people. The bus was full of people. Privește, pasărea cântă din nou. Look, the bird is singing. Look, the bird is singing again. Sunt prea ocupat ca să merg cu tine la cinema. I'm too to go with you to the cinema. I'm too busy to go with you to the cinema. Dumneavoastră trebuie să lucrați până la ora 5. You must work 5 o'clock. You must work till 5 o'clock. Te-ai uitat ieri la meci? Did you the match yesterday? Did you watch the match yesterday? Urmează cuvinte și expresii noi. Here you are. Poftim, poftiți. All sorts of. De toate felurile, de tot felul. All kinds of. De toate tipurile, de toate felurile. My father liked all sorts of books. Tatălui meu îi plăceau toate felurile de cărți. Yesterday we visited all kinds of shops. Ieri am vizitat tot felul de magazine. How are you? Ce mai faci? Cu ultima întrebare a exercițiului anterior, ne putem referi și la alte persoane. De exemplu, cum este el? Ce mai face el? How is he? Cum sunt ei? Ce mai fac ei? How are they? Cum este fratele tău? Ce mai face fratele tău? How is your brother? Ascultați exemple de propoziții negative la trecut. He didn't see his children yesterday. El nu și-a văzut ieri copiii. My mother's friend didn't come to us last week. Prietenul mamei mele nu a venit la noi săptămâna trecută. Traduceți în limba engleză următoarele propoziții. Atunci nu l-am înțeles. I didn't understand him then. Nu au vrut să caute asta ieri. They didn't want to look for it yesterday. Părinții mei nu au uitat să mă viziteze ieri. My parents didn't forget to visit me yesterday. Nu s-a lăsat de fumat atunci când a fost la spital. He didn't stop smoking when he was in hospital. Soția mea nu și-a pus acești pantofi verzi ieri. My wife didn't put on these green shoes yesterday. În exercițiul următor vom recapitula materialul acestei părți a lecției. Când ai văzut acest meci? When did you see this match?
El a avut tot felul de unelte. He had all kinds of tools. Acest om a fost brutar? Was this man a baker? De ce ai condus ieri o mașină? Why did you drive a car yesterday? Cine a scris scrisoarea aceasta? Who wrote this letter? Cum au făcut asta? How did they do it? Ieri noi nu am băut bere. We didn't drink beer yesterday. Ai citit despre asta ieri în ziar? Did you read about it in the newspaper yesterday? Cum ești? Ce mai faci? How are you? Ieri am fost prea ocupat ca să vorbesc cu tine. I was too busy yesterday to talk with you. La ce oră l-ați văzut dumneavoastră pe celălalt om? What time did you see the other man? Ieri ai mulțumit sorei tale pentru cartea asta. Did you thank your sister for this book yesterday? În încheiere, exersați pronunția cu ajutorul următoarelor cuvinte englezești. Au, brown, town, our, our, tower, ooh, shoe, two, room, do, two, oh, smoke, no, so, go, no, a, table, take, wait, day, plane. Lecția 10, partea a doua. Ascultați următoarele conversații și exersați cu atenție pronunțiile. Can I talk to your husband for a minute or two? I think you can't. My husband went to our daughter at a quarter to six. Why did he go there? He wanted to buy a bookcase and a lamp for her in the shop opposite our house. What did Peter do after he came home? He went to the hospital where his mother was. Did he stay long with his mother? No, he didn't. He talked to her and they listened to the radio together. Were you at home yesterday? Yes, I was, but I wanted to go to the cinema. Did you go? No, I didn't. My friend visited me. We stayed at home. We wanted to watch a football match. What did you do last week? On Monday, I read a letter. It was a very nice letter. Did you go to work on Tuesday? Yes, I did. I had a lot of work to do and I was very busy. I wrote all sorts of letters. Are you a typist? Yes, I am. I like this work. Did you have time to talk to John last week? Yes, I did. How is he? He's all right. On Wednesday, he stopped smoking. Did he also stop drinking beer? Yes, he did. Tom
where did you live when you were a little boy? When I was a little boy, I lived in a little house with my parents. Did your parents have a garden too? Yes, they did. The garden was very nice. We liked to eat in the garden. And what about animals? My parents kept geese and sheep in the garden, so many children visited me then. Mary, come downstairs. I'm coming. Can you see that car in front of the shop on the corner? Yes, I can. It was opposite our house yesterday. Whose car is it? It's my friend's car. Yesterday I wanted to buy it. Did you buy it? No, I didn't. Why? Because it was too expensive. Is Tom at home? No, he isn't. Tom is still working. I saw him at 9 in the morning. Usually he gets up at 9 in the morning, but today he had breakfast at 7. Did he have time to go for a walk with your dog? No, he didn't. After breakfast, he went to work. What did you have for dinner yesterday? I had some potatoes and some tomatoes. I have a letter for you. Here you are. Thank you. Iată ultimul exercițiu în care recapitulăm întregul material al lecțiilor 9 și 10. Ascultați și repetați. Soțul meu a cinat ieri în camera de zi. My husband ate dinner in the living room yesterday. Ai văzut aceste plante în grădină? Did you see these plants in the garden? Nu ei au făcut această bibliotecă. They didn't make this bookcase. Trebuie să vorbești cu sora lui John. You must talk to John's sister. Câtă vreme ai rămas acolo atunci? How long did you stay there then? Ieri nu au fost la lucru. They weren't at work yesterday. Cine a avut patru neveste? Who had four wives? După cină, mergem la cinema. After dinner, we are going to the cinema. El nu s-a sculat înainte de micul dejun. He didn't get up before breakfast. Biblioteca noastră are 12 rafturi. Our bookcase has 12 shelves. I-am întrebat pe polițiști despre strada aceasta. I asked the policeman about this street. Unde ai cumpărat acest televizor? Where did you buy this television set? Atunci am avut multe păsări în grădină. We had many birds in the garden then. Luna a luminat ieri. Did the moon shine yesterday? Anul trecut am încercat să fac asta. I tried to do this last year. Acest ziar este foarte bun. This newspaper is very good. Cine mi-a băut ceaiul? Who drank my tea? Când au venit ei? When did they come? Ai auzit ieri despre asta? Did you hear about it yesterday? Casa aceasta a fost plină de oameni.